Eșec usturător pentru Phoenix Buziaș în prima rundă a play-off-ului Ligii a III-a la fotbal. Elevii lui Cosmin Petruiescu au cedat în fața echipei FC Bihor cu scorul de 4-1 după ce la pauză tabela indica 1-0. Alex Băican a deschis scorul, iar în partea a doua bihorenii s-au dezlănțuit. O victorie clară în condițiile în care FC Bihor a avut și alte ocazii de a marca. În clasament, FC Bihor are acum 49 de puncte. Polii Timișoara a totalizat 42. Pe locul 3 se menține CSC Peciu Nou cu 36 de puncte, iar pe poziția a patra se află Phoenix Buziaș cu 32 de puncte.